Bine v-am regăsit, dragilor, astăzi din nou cu un book haul, asta pentru că am zis că e mai important să vă țin la curent cu noutățile din biblioteca mea decât să fac un tour al bibliotecii în momentul ăsta sau un book review pentru că am terminat de citit recent o carte extrem de populară, o carte nou apărută în România, tradusă la noi anul acesta, care am văzut că a stârnit tot felul de reacții din partea cititorilor. Dar am zis să facem din nou un book haul, pentru că numai ce am mai cumpărat 7 cărți. Două sunt de la editura Litera, iar alte 5 de la editura 3. Am să vi le prezint, vorbim pe foarte scurt despre ele, după care ne întâlnim jos în comentarii, așa cum v-ați obișnuit deja. Am făcut o comandă la cei de la Litera pentru că îmi doream foarte mult o carte care de multă vreme n-a mai fost la ei pe stoc, sau cel puțin când am vrut eu să finalizez o comandă, cartea respectivă nu mai era pe stoc. Imediat am să vă arăt despre ce carte e vorba, dar până atunci, pentru că n-am putut să comand o singură carte, știți cum e, am mai comandat una din colecția Carte pentru Toți, o colecție care mie îmi place pentru că are acest format micuț. Am comandat un thriller, cred eu că este, pe... Da, aceea este pisica mea care s-a gândit să ne viziteze în timp ce vorbim. E vorba despre necunoscuta din Tanger, probabil. Cred că vă e cunoscută coperta. Și din ce am văzut eu ar fi din genul thriller. Adică ultima persoană pe care Alice Shipley s-ar fi așteptat să o vadă de la sosirea în oraș cu noul ei soț este Lucy Mason. După accidentul petrecut la colegiul Bennington, cele două prietene, cândva colege de cameră nedespărțite, nu au mai vorbit vreme de peste un an. Dar iată pe Lucy încercând să îndrepte lucrurile și să se întoarcă la vechile lor obiceiuri. Poate că Alice ar trebui să fie fericită. Ea nu s-a adaptat la viața din Maroc, prea temătoare ca să se aventureze în cartierele agitate ale Tangerului și în căldura opresivă. Lucy, întotdeauna neînfricată și independentă, o ajută pe Alice să iasă din apartament și să exploreze orașul. Curând însă, un sentiment familiar începe să pună stăpânire pe Alice, se simte supravegheată și manipulată de Lucy la fiecare pas. După ce soțul ei, John, dispare, Alice începe să pună la îndoială tot ce o înconjoară. Relația cu prietena sa enigmatică, decizia de a veni la Tanger și propria sănătate mentală. Pare așa un soi de thriller psihologic și m-am bucurat când am văzut cât este de subțirică, nu știu dacă vă dați voi seama, dar are undeva la 350 de pagini în acest format de buzunar oarecum. Sigur știți voi colecția de la Litera, Carte pentru Toți. Și acum, cartea pentru care de fapt am pus comanda la cei de la Litera nu se compară cu Necunoscuta de mai devreme. E o carte extrem de cunoscută și extrem de groasă. Nu știu când și cum o voi citi, dar am simțit nevoia să o am, pur și simplu. O am și în format electronic, nu m-am apucat de ea, dar am zis că trebuie să o am și în format fizic. Și când am văzut că e pe stoc și a fost și la prețul de 20 de lei, nu m-am putut abține. E vorba despre O viață măruntă. Parcă așa e paradoxal acest titlu, O viață măruntă, o carte deloc măruntă, dacă aș putea să spun eu antiteză aici foarte drăguță. Așadar, da, am acum în bibliotecă și O viață măruntă, o carte pe care vreau să o citesc cât de curând, pentru că, sincer, pe mine mă intrigă subiectul acestei cărți și e atât de discutată încât trebuie să știu și eu despre ce e vorba în ea. N-am să vă mai citesc sinopsisul, pentru că găsiți cu siguranță descrierea pe orice site de cărți. E o carte populară pe orice site până la urmă, nu doar la cei de la Litera. Cam asta ar fi de la Litera. Mergem și la editura 3, trecem și pe la ei un pic. Și mi-am comandat de aici 5 cărți, așa cum vă spuneam. Prima dintre ele, de prima dintre ele nu am auzit, sincer, până nu am intrat la ei pe site, dar mi-a plăcut, am zis că e o carte ușurică, e de adolescenți și am spus că mă va scoate din reading slump în eventualitatea în care voi intra într-un reading slump, adică îmi va pieri cheful de citit. Că, din nefericire, ni se mai întâmplă și așa ceva. Și anume, Cum să nu mă vezi, de Sharon Huss Road, sau ceva. E încă în țiplă, am rezistat tentației de a o scoate din țiplă până nu mă apuc de citit. Despre ce e vorba în această carte, care are o copertă foarte frumoasă?
Vicky Decker și-a perfecționat arta de a trece neobservată, străbătând culoarele liceului fără să atragă atenția nimănui altcuiva, în afară de prietenea ei cea mai bună, Jenna. Dar când Jenna se mută, izolarea lui Vicky devine insuportabilă, așa că se hotărăște să-și inventeze o viață socială. Descarcă fotografii de ale altora și după ce își adaugă imaginea în ele cu ajutorul Photoshop-ului, le postează pe contul ei de Instagram, Vi Curioasa. Da, foarte ingenios numele contului. Obține rapid mulți followeri, așa că hotărăște să facă și mai multe astfel de fotografii. Pe măsură ce numărul followerilor crește, își dă seama că își poate crea o viață întreagă fără ca măcar să iasă din camera ei. Dar în același timp înțelege că sunt mulți oameni care se simt la fel. Hashtag singuri și hashtag ignorați în viața reală. Ca să-i ajute nu doar pe ei, ci și pe ea însă, și Vicky trebuie să-și înfrunte frica de a fi văzută, pentru că numai așa poate ieși din lumea artificială pe care și-a creat-o și să aducă magia Vicurioasei în viața reală. Așadar, e o carte actuală, aș spune, având în vedere că avem de-a face cu Instagram-ul, cu internetul, cu un soi de bullying, mi se părea mie că ar fi ascuns pe acolo pe undeva, dar nu știu, nu e o carte foarte groasă. Cred că se va citi rapid, v-am spus, e de la categoria de adolescenți, așa că cred că va fi distractivă. Mai departe avem o carte, posibil nu la fel de ușoară ca cea de mai devreme, asta pentru că e scrisă de un autor de la care voi mi-ați mai recomandat ceva cărți. Recunosc că pe acelea, spre exemplu Luni de fiere, pe aceea știu, îmi vine titlul acum în minte, o am în format electronic, nu am citit-o încă, dar am văzut o altă carte a autorului și anume de la Pascal Bruckner, Un an și o zi. Mi s-a părut din nou interesant subiectul, am să vă citesc și vouă de pe spate imediat. Această carte nu a venit în țiplă, nu am scos-o eu, ci așa a venit ea. Birourile de obiecte pierdute din Franța păstrează un an și o zi lucrurile care le sunt încredințate. Dar dacă ce ai pierdut e un an din viața ta, îl mai poți recupera vreodată? Interesantă întrebare. Și o avem aici pe Isabel, probabil, care vrea să îndeplinească ultima dorință a tatălui său, rostită pe patul de moarte. Să ducă un ceas conceput de el unui bun prieten din Montreal. Este vorba de un mecanism unic, a cărui menire e cu totul alta decât se indice ora. În timp ce survolează Groenlanda, avionul ei e prins într-o furtună cumplită și aterizează forțat pe un aeroport anonim din nordul Statelor Unite. Fata, femeia, tânăra, se adăpostește la Plața, un hotel dărăpânat și labirintic, unde închiriază o cameră pentru o noapte. Dar când se trezește, începe coșmarul. Află de la recepție că nu este cazat acolo de o zi, ci de un an. Să fie oare o farsă sinistră? Și cartea asta mi se pare așa cumva psihologică. Nu știu, e subțirică. La asta vă pot spune și câte pagini are. Are undeva la sub 250, iar scrisul acesta de la editura 3, formatul acesta sigur vă e cunoscut. Cred că se va citi rapid. Mă și tentează să mă apuc de ea cât de curând, dar am să vă spun ce carte voi citi începând de luni. Imediat, rămâneți aproape. Avem mai departe un thriller pe care din păcate nu l-am găsit în format electronic, ăsta e motivul pentru care l-am cumpărat în format fizic de la editura 3, un thriller pe care tot voi mi l-ați recomandat, și anume Străinul de acasă de Shari LaPena. N-am scos-o din țiplă, asta a venit așa cum o vedeți. În cazul în care nu știți despre ce e vorba, mi-a tot fost recomandată, chiar și înainte să mă apuc eu de BookTube, mi-a fost recomandată această carte. Karen și Tom Krupp sunt un cuplu fericit și au o casă minunată în nordul statului New York. Dar într-o seară, Tom se întoarce acasă și descoperă că soția lui a dispărut, indiciile sugerând că totul s-a petrecut în mare grabă. Tom se trezește cu poliția la ușă și e informat că soția lui a avut un accident de mașină pentru că gonea cu o mare viteză într-o parte rău famată a orașului. Ajuns la spitalul unde Karen a fost transportată, descoperă ușurat că soția lui a avut noroc și nu s-a ales decât cu o comoție și câteva zgârieturi. Totuși, Karen nu-și poate aminti deloc ce căuta acolo. Karen se întoarce acasă cu Tom, hotărâtă să-și continue viața, dar apoi își dă seama că lucrurile din căminul ei au fost mișcate de la locul lor. Ceva nu e în regulă, cineva a fost în casa ei, iar poliția insistă cu întrebările. Pentru că în această casă fiecare e un străin, fiecare are un secret pe care vrea să-l țină ascuns. Așadar, sunt curioasă să aflu cine e străinul de acasă, mai ales că v-am spus,
nu mi-a fost baș ușor să găsesc această carte, cel puțin nu în format electronic și habar nu am de ce. Mai am de la Pșari la Pena, cred că Cuplul din vecini, în format electronic. Am văzut că și acea carte e destul de îndrăgită, nu am citit-o încă, să vă pot spune despre ce e vorba acolo. Ok, apoi mi-am cumpărat de la editura 3 o carte apărută recent, e o apariție nouă. N-am știut la ce să mă aștept de la ea, dar am văzut-o recomandată, am văzut că e destul de apreciată, și anume o carte ceva mai groasă față de ce v-am arătat până acum, bine, acceptând O viață măruntă, că acea carte sigur le depășește pe toate, e vorba de 50 de cuvinte pentru ploaie. E o apariție nouă la cei de la 3, sper să-mi placă. Am înțeles că cele 50 de cuvinte pentru ploaie ar fi, de fapt, niște cuvinte din limba japoneză. Japonezii ar avea 50 de cuvinte diferite pentru diferite tipuri de ploaie. Am să vă citesc pe scurt ce scrie pe spate. Kyoto, Japonia, 1948. Nu pune întrebări, nu riposta, nu te împotrivi. Aceasta este prima lecție pe care o primește Noriko Kamiza, o fetiță în vârstă de 8 ani. Nu va întreba de ce mama ei a abandonat-o cu doar aceste ultime cuvinte. Nu va riposta când va fi izolată în mansarda din reședința impozantă a bunicilor ei. Și nu se va împotrivi băilor fierbinți de care are parte zilnic, menite să-i deschidă culoarea pielii. Interesant. Fica unei aristocrate japoneze măritate și a iubitului ei, un soldat afroamerican, Nori este o proscrisă încă de la naștere. Bunicii săi o primesc doar pentru a o ascunde, temându-se de rușinea pe care Nori ar putea să o abate asupra viței nobile pe care aceștia se străduiesc să o păstreze într-o Japonie aflată într-un proces profund de transformare. Dar când fratele său vitreg, Akira, mai mare decât ea, își face apariția în locuința bunicilor în calitate de unic moștenitor, Nori găsește în el un aliat neobișnuit cu care va ajunge să aibă o legătură foarte puternică. Deci, cam la asta trebuie să ne așteptăm în 50 de cuvinte pentru ploaie. Și am ajuns și la ultima carte pe care am comandat-o de la cei de la 3, pe aceasta o am în format electronic, dar recunosc, deși parcă citesc mai ușor în format electronic, mă sperie un pic gândul de a citi cărți voluminoase în, pe Kindle, în format de e-book, pentru că am impresia că nu se mai termină. Acolo pe Kindle mi-e un pic mai greu să văd câte pagini mai am, îmi arată doar în procente cât mai am din carte și mi-e un pic mai dificil. Și fiind vorba de o carte voluminoasă, voluminoasă nu doar ca număr de pagini, ci și cu un format mai înalt, imediat o să o vedeți, am zis că dacă tot am făcut o comandă la cei de la 3 și chiar au avut oferte bunicele, am să vă spun cât am dat pe toate cele 5 cărți, am zis să o cumpăr și pe aceasta. E vorba despre Prieten imaginar de Stefan Chbosky, sau cumva. Cred că vă e cunoscută cartea asta, iară e un thriller extrem de discutat, extrem de apreciat. Am tot zis că mă apuc de ea, dar v-am spus motivul pentru care n-am făcut-o până acum, având-o de ceva timp în format electronic. Un roman captivant și tulburător, infuzat cu acea empatie profundă care face ca scrisul lui Chbosky să fie atât de special. Hotărâtă să-i ofere o viață mai bună fiului său, Christopher, Kate Rees fuge în toiul nopții din casa pe care o împarte cu iubitul ei abuziv. Cei doi se refugiază în comunitatea foarte unită din Milgrove, un orășel izolat din Pennsylvania. La început pare locul perfect pentru a lua viața de la capăt, dar nu după mult timp Christopher dispare. Vreme de 6 zile chinuitoare nu e de găsit pe nicăieri. În cele din urmă, Christopher iese din pădurea de la marginea orașului. E teafăr, dar schimbat. Acum îi răsună în minte o voce care îi cere să construiască o căsuță într-un copac anume, alminteri mama lui și toți cei din orășel nu vor mai fi niciodată la fel. Despre asta e vorba în thrillerul deloc micuț pe care îl vedeți aici, mai ales că e și într-un format destul de înalt. Cam astea au fost cărțile de la editura 3, iar pe cele 5 de la 3 pe care vi le-am prezentat, am dat în total 160 de lei. Cred că și transportul a fost gratis la ei, sau? Nu rețin exact, dar ăsta a fost prețul pentru toate, ceea ce mi s-a părut o afacere foarte, foarte bună. Ok, și acum că vă spuneam cam ce citesc acum, dacă nu mă urmăriți pe Goodreads,
De fapt, nu ce citesc acum, ce vreau să citesc începând de luni. Dacă nu mă urmăriți pe Goodreads și nu veți fi curioși să dați un click acolo să vedeți luni de ce carte mă voi apuca, e vorba despre Dinții de lapte. Sigur, știți cartea, nu pot să vă arăt pentru că o am pe Kindle și nu am luat Kindle-ul lângă mine, dar sigur vă e cunoscută. Asta pentru că am acceptat o provocare de pe grupul de Facebook Read Along with Oana. Dacă nu sunteți acolo, vă invit să vă înscrieți. Și mi s-a propus acolo de către Raluca, unul dintre administratori, să începem un body reading, body în sensul de prieten, astfel încât s-a votat și Dinți de lapte este una dintre cărțile pe care avem ocazia să le citim începând de luni. Și apoi, bineînțeles, să împărțim acolo impresii și așa mai departe. Deci aceasta este lectura pe care eu o voi începe de luni în format electronic. Dar totodată mă tentează și câteva de aici, de lângă mine, să le citesc. Nu știu dacă voi citi în paralel, dar despre cititul în paralel vom vorbi atunci când vom face wrap-up-ul lunii august, pentru că luna aceasta a fost o premieră pentru mine și am citit două cărți în paralel. Am să vă spun atunci despre ce e vorba. Cam asta am avut eu de spus sâmbătă aceasta, noi ne vom revedea săptămâna viitoare și până atunci nu uitați că trebuie neapărat să discutăm jos în comentarii. Spuneți-mi voi impresiile voastre despre cărțile, ce vi le-am arătat, dacă le-ați citit, dacă intenționați să le cumpărați sau dacă vreuna dintre cărțile acestea a reușit să vă stârnească și vouă curiozitatea. Ne revedem așadar mai jos un pic și până sâmbătă viitoare aveți grijă de voi!